Încheiem partea Constituției ca ședință. Lipsește motivat Cădălin Sava, am vorbit cu dumnealui, are problemă urgentă la lucru. Și Mariana. Mariana Scorțeană, care este problemă la lucru. Bine, Vasilean, da. Pentru început, dacă ați citit raportul ședinții trecute, procesul verbal la ședința trecută, dacă l-ați citit, dacă sunteți de acord cu... Da. Cine este pe ea? Da. Mulțumesc. Ordinea de zi a ședinței de astăzi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară în iatul primară al Ludiana. 2. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii proiectului de reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Sat Cernu, Comuna Podor, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii investiției proiectului modernizarea compartimentului de servire al Comunei Podor prin achiziționarea unui budo-excavator. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unei echipe mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestică pe rază Comunei Podor. Dacă sunteți la ordine de zi, deci se trece la primul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Bine, de tot primar al Budean. Pentru că este vorba de 26.000 de lei primiți prin ordonanță de guvern. Ceva un rest de la atunci când au fost inundații și s-au mai dat acum un rest mai de mult, 26.000 de lei. Ei au dat anume pentru podul care s-au luat de la Poteț și la Cărăbănești. Trebuie să punem banii pentru acest investiții de 26.000. Este foarte adevărat că e foarte puțin și nu o să avem nici pentru proiect așa, dar îi punem în cazul în care mai vine ceva pentru inundații sau pentru asta să fie pus acolo. Iar a doua este vorba la fel, o sumă defalcată din TVA, care a venit de 16.000 de lei. 16.000 de lei punem la reparații drumuri și tot ce ține din partea asta de drumuri, că este cam asta e. Pentru aceste două puncte, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Abține? Împărți. La primul punct? Două puncte. Deci, domnul Vasile se abține. La primul punct sau la... La ambele. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii investiției proiectului modernizarea compartimentului de servire a Comunei Poduri prin achiziționarea unui budo-excavator. Da. La budo-excavator știți că am pus o sumă de bani, a fost prima licitație, am cerut un, să zicem, să fie un pic mai bun, conform proiectului de sarcini, am crescut suma la el cu 34.000 de lei. Și crescând această sumă cu 34.000 de lei, noi am avut 99.000, dacă vă uitați am aici pentru rectificarea bugetară, avem două lucruri de făcut, de pus la budo, 34.000 și 65.000 de lei pentru căminul de la cer. Pentru că încă la școală nu s-au făcut parcarea și nu s-au făcut documentele necesare, am luat banii care s-au alocat școlii de acolo și am pus 34.000 pentru budo și am completat 65.000 pentru lucrările de la căminul de la Cernu. Ca să putem începe din nou licitația pentru cămin, pentru asta, pentru budo. Dacă... Am făcut și un caiet de sarcini un pic mai... Un pic mai, cum să zic eu, un pic mai bine pus la punct, pentru că să luăm un buldo, de fapt, este vorba de un caterpillar, știți? Și fiind o buldo de asta mai așa, e un pic mai, suma nu e extraordinar de mare, 34.000, dar asta s-a ridicat, că cu atâta nu ne-am încadrat în banii care i-am primit, știți că banii sunt de la gal și... Iar partea din căminul de la Cernu, la fel știți că este pe proiect, trebuie să mai adăugăm 65.000 de lei. Pentru cine este pentru? Mai sunt întrebări? Stați un pic. Sumă-le la voi. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Atunci. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unei echipe mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, pe raza Comunei Poduri. Da. Pe raza Comunei Poduri, Agenția Națională de Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul strategiei pe care se face în Comuna Poduri, ne pune să formăm o echipă pentru violența domestică, să avem 3 persoane care se ocupă de acest lucru,
trei nume pe care trebuie să le dăm mai departe. Numele sunt asta, Toader Maria, pentru că e vorba de asistența socială, și doi băieți de la Poliția Locală, Adrian Matei și Cristi Dragastan. Ei fac parte din această echipă mobilă, trebuie să dăm numele și trebuie trecut prin consiliu. Mai sunt alte. Cam asta am avut noi pe ordine de zi astăzi. Asta, cu, cel puțin asta cu Buldo, a venit la ora, noi am avut ședința atunci în ziua respectivă, la o oră, a trebuit. Deci supunea la vot. Punctul 4, cine este pentru ca echipa să fie? Mulțumesc. Împotrivă. Trecem la diverse. Punctul 5. Deci, vă rog să vă înscrieți. Dar sunt probleme. Eu aș avea o întrebare. Dacă, cine se mai ocupă de iluminatul public? Tot Nicoleta? Nicoleta, da. Mai sunt probleme, văd acum s-a micșorat ziua, da. Sunt probleme cu iluminatul. Chiar și pe aici, în zonă, nu spun, cred că tot cred că sunt și ar trebui... Acum, săptămâna viitoare, au zis că intervine din nou. Au ceva probleme. Domnul Patrick, vă rog. La cornet, acolo unde s-a făcut conducta, unde s-a pus la apă, trebuie făcut ceva. Unde s-a făcut căminul, unde s-a făcut legătura acolo, s-a surpat terenul. Deci a fost pus, a plouat, s-a mai tasat. Da. O să ne Săptămâna viitoare, dacă vremea este bună, o să vină și o să asfalteze zona aia de la Corea și atunci o să vină și cu umplutura respectivă. Așa firmă. Da, da. Până atunci acolo trebuie pământul. Vine unul noaptea și pățim altceva. Îi dăm primăria judecată, nu pe boloat acolo. Acolo măcar unul de la ajutorul social, unul, un balastru, o cupă de balastru. Am înțeles. Am notat. Da, Iulia. Dacă se mai continuă acolo la a se toarna betonul, ați toarnă? Acum nu. Anul ăsta nu? Nu. Dacă vine ploaie, sunt aia pe zi sud. Acum am făcut cât da, am făcut. Da, bine. Nu acum, am zis, nu acum. Acum, primăvară, da, dar acum nu. S-am îndreptat. Ce am putut să îndreptăm așa cum am îndreptat, mai cu chiu, mai cu vai, acolo va pleca terenul. Și acum va pleca și Cristian, acum va pleca permanent teren, acolo trebuie altfel. Stabilizat încă de când s-a făcut prima dată, trebuia, ai văzut cum o stabilizat la cornet, ați văzut cum o stabilizat acolo, cred că ați fost, nu? Până la unde faci și ce piatră s-o băga și ce digul și ce ăla nu se mai mișcă curând de acolo. Poftim? Firma știe ce lucrări. Eu v-am întrebat cu dumneavoastră pentru că cred că ați fost acolo în zonă și ați observat cam ce, adică chiar și pentru un neștiutor, dacă vede ce s-a făcut acolo, nu cred că chiar nu dă seama că nu... S-a luat a doua fântână la... Aia s-a bătut între ei firma și a găsesc foarte greu o firmă, foarte greu se găsește o firmă pentru așa ceva. Faptul că s-a bătut meseriașă cu șeful și cu patronul, s-a luat acolo pe la bataie, a făcut o grămadă de circ, a început să bat și a fugit, l-a lăsat pe patron singur ca să termine. Acum poate și mai găsești omul pe cineva care să vină să-l ajute să facă în continuare. Deci, fără probleme, încercăm să facem și asta. Da. Acolo. Patronul s-ar avea mără, dar în unul, doi oameni? Da, cred, nu a avut așa de mult. A fost o firmă mai mică, nu prea sunt mulți care se ocupă cu fântâncă. Știți, foarte puțină lume care mai este interesată să facă chestii dintre astea. Și-au mai și forat într-un loc, în două locuri, și-au forat degeaba și așa, și ceea pe urmă, cred că, mă rog, ce-o fi fost în trei, na? La un moment dat, ia cu vântul. Deci este o vorbă, fii la ei acolo. Da. Asta e. Dacă să mai continuă, adică ce am zis la cea precedentă ședință cu... Îmi punem găurile astea în capul aici la stadion.
Dar în circulă zilnic, vată, cei din Moinești nu sunt afectați. Cei acolo, afectați sunt acolo, acolo câteva, două, altcineva. Alte probleme. Mulțumim frumos! Dacă nu mai sunt probleme, mulțumesc, o zi bună!